Lovitură de teatru în cazul românilor arestați în Canada pentru furt. Una dintre femeile reținute se numără printre autorii celebrului jaf de 2 milioane de dolari de la un magazin de bijuterii din Houston. Împreună cu alți 6 complici a furat anul trecut mai multe lingouri de aur. Totul a fost înregistrat pe camerele de supraveghere. Îmbrăcate în straie indiene, cele 3 femei intră în bijuteria din Houston. Cer relaxate patronului să vadă câteva bijuterii. Una dintre ele are chiar și un copil în brațe. Câteva minute mai târziu sunt urmate de 2 tineri și de încă 2 bărbați mai în vârstă. Toți par interesați să cumpere. De fapt, rolul lor este doar să îi țină ocupați pe vânzători, pentru ca această femeie să poată intra în acțiune. Merge direct la seiful din spatele teșghelelor și îndeasă în fuste tot ce găsește. She's just loading up. She knows what she's, what's back there. She's gonna get it, try to get it all. Lingouri de aur și alte bijuterii în valoare de peste 1,7 milioane de dolari. It was a year ago this week that that traveling crime family hit. Police say that they know they're from Romania, but they don't know much else about the family except that they sure know how to steal. The store's owners are still so shaken just thinking about that day can still bring them to tears. Și asta pentru că, deși a trecut un an, polițiștii americani nu au reușit să recupereze paguba. Abia zilele trecute au găsit-o pe una dintre suspecte cu ajutorul colegilor canadieni. Femeia va fi extradată în Statele Unite pentru a fi judecată.